Probabilitatea este folosită pentru a afla posibilitatea realizării unui eveniment. De exemplu, predicția creșterii sau scăderii în vânzări este calculată folosind probabilitatea. Cunoscând toate posibilitățile ce pot avea loc într-o anumită situație, poți estima șansele tale de reușită. Societățile de asigurări folosesc probabilitatea atunci când realizează prime de asigurări. Prognoza meteo se bazează pe rezultate anterioare și tendințe care sunt șansele să ningă mâine. Folosim experimente pentru a crea date. Putem folosi aceste date pentru a înregistra tendințele și apoi vom folosi aceste tendințe pentru a anticipa posibilele rezultate. Când are loc producerea simultană a două evenimente dependente, spunem că avem eveniment compus. De exemplu, dacă arunci un zar, care este probabilitatea să apară 6? Dar, dacă arunci o pereche de zaruri, cât de posibil este să obții 2 de șase? Bineînțeles că există întotdeauna un drept de noroc atunci când ne gândim la probabilitate. Show-urile de tip concurs se bazează aproape întotdeauna pe șansă. Șansa ta de a câștiga este determinată de legile probabilității. Pentru a determina probabilitatea producerii unui eveniment, este util să ținem cont de ceea ce se cunoaște deja, folosind diagrama frecvenței. Aceasta înregistrează într-un tabel date ce pot prezice rezultate viitoare. Aceste date pot fi vizualizate în diagrama de tip inelar cu bare sau grafice cu linii. Probabilitatea poate fi scrisă ca procent, fracție sau număr decimal. Cu datele înregistrate putem calcula tendințele sau valorile medii folosind media, valoarea mod și mediana. Se utilizează o scală de probabilitate cu termeni precum imposibil, puțin probabil, șanse egale, probabil și sigur. Acest lucru poate fi transpus în procente, fracții și numere zecimale. Un eveniment cu șanse egale ar echivala cu 50% ca procent. O doime ca fracție sau 0,5 ca număr zecimal. Evenimentul sigur are echivala cu 100% ca procent sau cu un întreg. De asemenea, putem folosi o diagramă arbore de probabilități pentru a reprezenta datele noastre și pentru a vedea toate rezultatele posibile ale unui eveniment sau ale unei secvențe de evenimente. Iată o diagramă arbore pentru aruncarea unei monede. Fiecare ramificație dintr-o diagramă arbore reprezintă un posibil rezultat. În mod similar, o diagramă Venn este o altă modalitate utilă de a reprezenta seturi de informații matematice sau logice. Într-o diagramă Venn, poziția și suprapunerea cercurilor sunt folosite pentru a indica relațiile dintre diferite seturi de informații. Aminteșteți, probabilitatea de calcul este o predicție. Cu cât avem mai multe dovezi din punct de vedere al datelor și al tendințelor, cu atât va fi mai precisă predicția noastră. Acest lucru ne poate crește șansele de succes în a face predicții. Te așteptăm cu noi tutoriale educaționale pe canalul nostru de YouTube Tutoriale minus video.